Qu'est-ce que tu fais? Parlez-vous? Vai de mine, ce faceți, oameni buni? Am și o întrebare pentru... Eu nu știu cum să fac peste... Nu știu dacă... Eu zic pastor, că așa se intitulează el, dar mă rog, în fine. Am o întrebare pentru... Mai marele pastor Robocop, pastorul care nu știu, nu sunt, e nu, habar nu am. Pentru Neluțu Mureșan. Mă auzi, Neluțule? Da, bine, nu pentru fratele meu. Nu, nu, nu. Să nu confundați. Persoanele care mă cunoașteți nu fac acum referință la fratele meu. Nu, 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 nu. Coincidența asta e numai că oricum pe fratele meu nici îl cheamă Nelu, îl cheamă Ionel. Știi, la Ionel? Îi zice Neluță. Numai hai să-i dea niște bani la mătău, ăștia, Neluță. În fine. Deci, am și eu o întrebare așa principală. Și mai urmează încă una, adică e urmată de o altă întrebare. Și aștept și răspunsul tău, pastore, prea strălucit și artific de robot care ești. Că tu cred că ai, nu știu, ești făcut din fibre, nu știu de ce ești făcut, fire din astea, sodă caustică, că tu nu sunt, știi? Mă refer la tine, pastore, care ai condamnat bărbață. Că vezi, Doamne, cum să le placă lor sânii mai mult decât la bebeluș. Ce comparație așa atât de bolnavă, serios, dacă nu. Că vezi, Doamne, sânii noștri, că de sânii voștri nu vorbiți al bărbații ăștia care vă împliniți, știi, numai de sânii noștri, a femeilor, ci că sânii noștri sunt pentru lapte Milca. Noi de acum suntem cu, dă-i cu vaca, hai cu videra și mulge vaca, așa ceva n-ai văzut. Și nu numai sânii, domnule, și vagina e numai pentru naștere de copii. No, atunci ce întreb următoarele? Pe tine, pastore, care ai niște filozofii să te ferească Saddam Hussein de ale teorii, am o întrebare. Hai să presupunem că lăs după tine, deși mă doare creierul să știu că lăs după tine și câteva minute până mă registrez, dar eu nu-ți de acord absolut deloc. Deci vreau să fac mențiunea asta la început de toate. Eu nu sunt absolut deloc de acord că corpul femeii sau cu organele genitale, atât la bărbați cât și la femei, îs făcute sau le avem noi doar pentru naștere de copii și du-te mă de aici, nu există, eu nu-s de acord. Dar hai să o lăsăm așa. Hai să o lăsăm după cum spune pastorul ăsta Robocop. Așa. Și să presupunem că nu, corpul nostru uman numai pentru asta e. Acum fac referință la organele genitale, da? Adică la puțulică, ouă kinderele, înțelegeți voi, da? Na, bine. Na, dacă e așa, cum spune Neluțul ăsta Mureșan și alți pastori ca el, întrebarea mea e în felul următor. Bun. Piesicuța femei și banana bărbatului trebuie să se împreune, adică să devină o salată de fructe, numai atunci când trebuie să ai naștere un pinocchio pe acolo, da? Adică un bebeluș, un ou kinderel. Acum, să presupunem că banana cu piersicuța s-a făcut salată de fructe. Și să presupunem că s-a văzut rodul, adică e și frișcă pe acolo, da? În alte cuvinte, femeia a rămas însărcinată. No. Păi dacă femeia a rămas însărcinată, din câte știu frișca aia asta acolo la femeie, vreo 9 luni de zile, nu? Acum lăsăm excepțiile cu femeile care nasc prematur și... Lăsăm, da? În mare parte, vreo 9 luni de zile se așteaptă. Nu? Cam așa știu eu. Nu? Nu din propria experiență. Doamne, maică, că așa nu. Da? Deci, 9 luni de zile. Curiozitatea mea e următoarea și întrebarea. Pentru tine, Neluțule, pastore Robocop, e următoarea. Păi dacă voi spuneți că, adică mă refer la tine și pastorii care gândesc ca și tine, dacă voi spuneți că banana și cu piersicuța devin salată de fructe doar pentru frișcă și din frișca aia se iasă un ou kinderel, atunci de ce banana tot vrea și tot vrea să devină ea o banană exotică mereu? În alte cuvinte, dacă soția îi spune soțului, îs însărcinată, da? De ce soțul tot merge la război în fiecare zi? Sau poate nu în fiecare zi, dar merge. La război vaginal mă refer, nu altfel. Adică de ce soțul tot merge la ea și hai, dă-i, pac, știu eu cum, nici nu vreau să mă gândesc cum. De ce? Deci dacă
Doar pentru asta îs organele genitale. Atunci, normal, după teoria asta voastră bolnavă, când soția anunță soțul că e însărcinată, s-a terminat. Pe 9, adică cel puțin 9 luni de zile, voi bărbați sunteți la menopauză sexuală. Nu aveți voie. Nu mai aveți voie să parcați absolut deloc, nici măcar un șurub, nici măcar o bulă de aer dintr-o roată de la mașină. Nu mai aveți voie să parcați la femeie. Nu mai aveți voie. Că ea e deja însărcinată, adică nu mai e nevoie de tunul vostru de apă acolo, înțelegeți voi? Nu mai e nevoie. Nu. Că nu mai e nevoie. Păi și atunci, de ce voi tot parcați? De ce vă trebuie război? De ce vă trebuie salată de fructe? De ce vă trebuie? Nu e așa că, normal, teoria s-ar trebui aplicată după concepțiile astea voastre foarte bolnave? Mă refer acum pentru pastorii care cred că oamenii trebuie să se cupleze intim doar pentru naștere de copii. Păi atunci, bine, mă, ok, mai lăsat gravidă, du-te, bă, ia-ți concediu medical. Hai, 9 luni de zile să nu te mai văd că vrei să-mi ții umbrela sau ceva pe aici. Nu? Întreb și eu. Mă întreb și eu. Că eu una, așa aș face. Dacă aș avea un bărbat, dar la mine nu există din astea, știi? Dar nu mă zic așa. Și să-l văd că din ăsta așa înrăit și bla bla bla, oricum eu n-aș putea să stau, du-te, mă, că divorțul și nu vrea divorțul, dădeam pe lângă șpir până să făcea rău și merea cu tătu. Dar îi spuneam, vezi că nu auzi gravidă și știi? Și dacă vine la mine, spuneam, pui satana, cum pui, dar gravidă, nu mai ce să cauți la mine. Sau mai știu că vreau umbrelă sau ceva. Nu, nu. S-o termina salata de fructe. 9 luni de zile stau frumos. Și nici o hărțuită sexual. Asta ca asta. Asta a fost prima întrebare și cea mai, adică prima întrebare și principala întrebare. Acum, vezi tu, am citit niște comentarii și un comentariu de acolo mi-a atras atenția foarte mult. De la video pe care l-am postat cu tine, pastore robot, care ești tu. Și oricum presupun eu că ai tu niște avalanșe așa din astea cranio expirate și trebuie să te mai critică, tu ești dezastru, nu are rost. Dar am citit acolo comentariile și unul dintre ele, mă, nu știu cum mi-a ridicat un semn de întrebare. Eu când am văzut ce dur critici tu sânii femeilor și bărbații că se duc pe acolo să viziteze lăpticul și ale, eu m-am gândit că tu ești homosexual. M-am gândit. Și te întreb din nou, ești homosexual? Că n-aș avea o problemă cu asta, pe cuvântul meu. Dacă nu sunt minori implicați, din partea mea duce și... Știi ce zic? Dar am citit un comentariu și parcă nu mai vine să te întreb dacă ești homosexual. Parcă vine să te întreb dacă ești pedofil. Dar vezi că eu te întreb. Degeaba te duci tu și-mi deschizi dosare că nu știu ce, că nu știu cum. Că I don't care. Pi la curte, că te denigrezi. I don't care, man. Eu te întreb. Prima dată te-am întrebat dacă ești homosexual. Numai că acum o persoană care a lăsat comentarii la video respectiv cu tine, pe unde te-am criticat, o zis așa. Acum nu redau cuvânt de cuvânt, dar esența a fost următoare. În general, femeile care nu au sânii bine dezvoltați, adică care nu smilc ca cum îs eu, da? Corpul lor nu e așa de bine dezvoltat, oarecum. Oarecum, că nu vrem, noi nu vrem să jignim pe nimeni, nici persoana respectivă. Ne dăm doar cu presupusul, cum se zice pe la român. Și corpul lor tinde cumva să pară ca și corpul unei fetițe. Și atunci, m-a făcut omul ăsta să mă gândesc, deși nici nu știu dacă e femeie sau bărbat, userul respectiv care îmi scrie, habar nu am, dar știe el despre cine, că doar când o să mă asculte video știe că la el mă refer sau la ea. Dar m-am gândit, mă, oare chiar așa să fie? Că într-adevăr mai știu și eu niște persoane, adică cunosc unele fete, care au ceva mai subțirele, să așa, nu sunt big mama ca mine. Și să ne aproape că nu, știi, zici că nu, nu. Și normal, ele cumva par ca niște copile, vorba vine. Îmi cer scuză față de domnișoarele sau femeile sau mamele care probabil n-au pieptul bine dezvoltat. Nu vreau să vă jignesc, vreau doar să-mi explic așa niște gânduri, da? Deci nu, da, nu jignim pe nimeni aici. Robocop e altceva. Și atunci mă întreb, ai tendințe homosexuale? Pe astea le putem trece cu vederea, cel puțin eu le trec cu vederea, no problem, că nu-i treaba mea, dar dacă ești pedofil, apoi cred că trebuie să-mi cumpăr schiul și să vin să te vizitez. Nu se poate așa ceva. Nu se poate.
Dar răspunde-ne, pastore, ce ești? Homosexual sau pedofil? Că altfel nu se explică. Nu se explică cum ai putea tu să urăști atâta de mult sânii unei femei. Modul în care tu te-ai exprimat și în care ai criticat plăcerile nevinovate ale bărbaților vis-a-vis de sânii femeilor, mă face să cred că tu ori ești homosexual, ori ești pedofil. Lămurește-ne un pic ce ești. E că e banal, că oricum știu că tu nu o să ne spui ce ești. Numai că eu am niște presumțiri, știi? Am mai avut eu presumțire și mi-am zis în mediul online și mă contrazis cineva, dar n-am chef să revin la comentariul respectiv, că e prematură intervenția mea dacă aș interveni. Adică nu are rost. O mai lăs pe femeia care și-o căsca gura. Acum vorbesc de alt video pe care l-am pus aturmă cu vreo câteva zile, 6-5 zile. Dar da, în fine, lăsăm. Că presumțirile mele se cam adeveresc. Te întreb, pastore, Robocop, ce ești, mă? Zi numai repede, că mai am niște bani puși la sutien și de cumva îmi spui că ești pedofil? Doamne, și ferește, că-mi iau schiuri, mi le un frumos cu slănina lui Chelăbuț și-s la tine, băiatul. N-ai cum să fii pedofil, bă. Nu ai cum. Și acum dacă o să se trezească niște oameni căscați să-mi zică, da, păi ce nomi, că pedofilul e tot ca egal cu homosexualul, sunteți bolnavi care gândiți așa. Sunteți foarte bolnavi. Dați pe Google și educați-vă, oameni buni, și vedeți ce înseamnă un homosexual și un pedofil, că alții poate să-mi zică, da, Naomi, cum adică dacă e homosexual e ok și dacă e pedofil nu e ok? Foarte bine. Între homosexual, da, există consimțământ. La pedofil ce există acolo? Ce există? Pentru că e o relație între un minor și într-un adult. De aia se numește pedofil, da? Că să întreține o relație sexuală abuzivă între un adult și un minor. Minorul chiar dacă zice, da, e ok, ăla nu știe ce vorbește, că e minor. Un adult, treaba lui. Atât timp cât există consimțământ, treaba lui. Deci, aștept să-mi spui. Pastore, Robocop, că Robocop oricum știu că ești. Ești homosexual sau ești pedofil? Și pe urmă, dacă piersicuța și cu banana devin salată de fructe doar pentru frișcă, de ce să mai împreună, de ce mai devin ele o salată exotică sălbatică? Pentru că, nu, dacă femeia e săcinată, ca ce chestie să se mai ducă bărbatul la ea? Dar nu ca să o viziteze să dea pensie. Nu, așa, pentru știi ce zic? Întreb și eu. Întreb. Hai, te las, păstorică, și îți spun eu. Că număra cântăriș împărțit. În scurtă vreme să te critic, dar știi cum se critic pe tine? Foarte dur. Și fără nicio reținere. Pentru că ești nesi. Știi? Ești nesi. Să ne faci tu pe noi femeile să credem că sânii noștri sunt degeaba? Adică mai pentru lapte? Păi atunci ce să spunem de noi, femeile sau fetele care nu putem să naștem? Știi? Unele chiar nu pot să nască copii. Nu pot. Pentru ce le-a dat Dumnezeu sânii? Nu? Putea să le nască, nu știu, cu două kinderele și când le era viața mare, luau și mâncau, știi? Mâncăm ciocolată. Nu? Adică sunt atâtea teorii pe care le pot dezvolta din aberațiile tale, dar acum nu vreau să lungesc video ăsta, nu. Păstrez așa scurt, îl țin așa scurt și o să mai revin eu cu alte videouri, că sigur ai mai zis tu bocni. Îți vine ție rândul. Chiar dacă s-o ocupată și așa cum îți zice o problemă, că îți vine ție rândul. Da? Robocop. No, oricum știu că nu o să-mi răspuns la nicio întrebare din astea trei. Adică de ce banana și cu piersicuța totuși devine o salată exotică, sălbatică, după ce frișca deja e acolo? Știu că nu o să-mi răspuns dacă, adică nu o să ne spui dacă ești homosexual, cu atât mai puțin o să ne spui dacă ești pedofil, dar nicio problemă. Eu ți-am adresat întrebările astea și ne revedem. Bine, Robocop. Neluțu Mureșa. Eu când știu că mă cheamă Naomi Mureșan. Da, cred că în schimb Naomi Philadelphia. Da. Nu, și Naomi, în schimb, îmi pun Dalila Philadelphia. Dalila. Da, păi, de ce nu? Că dacă ai bani, eu așa știu, că dacă ai bani, te duci frumos să schimbi ăștia numele. Nu? Sau aveți voi altă sugestie pentru mine cum să schimb numele și prenumele? Prenumele vreau să fie Dalila. Cu doi de L, cu H, cu Y. Dalila. Vă las pe voi să mă alegeți numele. Că nu mai vreau Mureșa. Când îl văd pe ăsta, du-te-mă de aici, nu mai vreau. A crea de lumea că e tata mea ferească, Dumnezeu. Și așa am și eu unul criminal, să cred că e mai criminal decât, doai de viața mea. La revedere, neluțule! Așa vorbește sora Naomi, scurte vreme și o să mă întorc la tine.
Vai șamar, vai șamar de bumgi de la cămașa pe care ai, vai șamar.